Este focar de infecție pe lacul Tăbăcăriei. Peisajul lacustru este absorbit de la o zi la alta de mormanele de deșeuri care ajung pe lac. Printre peturi aruncate la întâmplare, ambalaje și resturi de materiale, viețuitoarele lacului își fac cuib. Pescărușul din imagini zăcea deasupra mormanului de gunoaie cu picioarele blocate în mâlul amestecat cu ambalaje. Focarul de infecție afectează direct flora și fauna din zonă, dar și estetica lacului. Printre mormanele de deșeuri, păsările își fac loc. Condițiile nu sunt nici pe departe propice pentru viețuitoarele din Parcul Tăbăcăriei. Biologii spun că lacul Tăbăcăriei nu se mai încadrează în termenul de habitat pentru viețuitoarele sale. Tot aceștia spun că au informat autoritățile care nu s-au deranjat să ia măsuri. Condițiile de viață nu mai sunt propice pentru aceste animale. Tot din Tăbăcăriei, zilnic, zeci de pescari pleacă cu captura crescută printre deșeuri acasă. Poluarea lacului Tăbăcăriei vine și din sursele, să spunem așa, limitrofe lacului, adică de pe mal, gunoaie aruncate de oameni care s-au lăsate pe malul lacului și luate de vânt, duse în lac. În special pe latura de latura de nord-est este latura spre mare, acolo de unde și vânturile dominante bat și unde gunoaiele ajung deseori în lac. Sunt surse menajere, sunt și surse din comportamentul pescarilor. Imaginile vorbesc de la sine, peisajele mizerabile sunt sub ochii constanțenilor și turiștilor care vor să se relaxeze plimbându-se prin parc. Conștienți de riscul la care supunem viețuitoarele, spun că de vină sunt doar oamenii. Asta vară fiul a făcut supă aici, stand-up paddle, și nu cred că a fost așa lacul. Deci anul trecut nu arăta la fel. Nu arăta la fel. Și în partea aia acolo e plin de mizerie. De ce veniți aici să pescuiți? Păi în altă parte unde să mărc. Am fost la mare, nu mergeți. Vin la ghiol. Ce pește prindeți? Careață. Cam cât de des veniți? O dată la săptămână. Unul arunc o hârtie, altul arunc un pachet de țigări, altul arunc o sticlă și... Așa se face mizeria. Vrem curățenii, dar nu știm să o păstrăm. Nu prea este nici pentru animale, nici pentru noi. Trase de mână, autoritățile au aruncat vina dintr-o parte în alta. Până la momentul redactării acestei știri, instituția responsabilă de lacul Tăbăcăriei nu a declarat nimic.